Mulțumesc foarte mult. Culiță Stărp a făcut un accident de mașină băut la volan. S-a întâmplat la Cluj după acel impact când tărețul a fugit de la locul faptei. În schimb, șoferul pe care l-a lovit a fost luat cu smurdul. Localnica manelistului face însă primele declarații și spune că se fac foarte multe speculații după acest accident. Între timp însă apar și informații că artistul ar fi fost în mașină cu o blondă misterioasă. Mergem la colegul meu, Mircea Sime, este chiar la locul unde a avut loc acest accident și ne spune mai multe informații de la fața locului. Te ascultăm, Mircea. Bun găsit tuturor! Da, mă aflu exact în intersecția în care Culiță Stărp a produs accidentul pe care l-ați văzut și dumneavoastră în imagini. Mașina Dacia Logan a venit de undeva din partea aceasta, dinspre Catedrala Mitropolitană. Se vede foarte clar pe imagini că Loganul a intrat pe culoarea verde a semaforului și vedem asta din niște imagini surprinse de o cameră de bord a unui alt participant la trafic. La un moment dat, mașina manelistului Culiță Stărp a venit din partea cealaltă, iar undeva în mijlocul intersecției, cele două mașini s-au întâlnit. Acolo s-a produs și impactul, unul destul de puternic, pentru că, iată, șoferul din Dacia Logan a ajuns la spital. Vreau însă să vă arăt altceva. Mașina lui Culiță Stărp a fost pur și simplu proiectată din mijlocul intersecției, undeva în partea cealaltă, unde există, iată, acum niște lucrări aici în Cluj, în Apoca, iar bucăți din mașina acestea a manelistului încă se mai află aici, în această zonă. Este important de spus că manelistul a plecat de la fața locului de unde s-a produs accidentul imediat după impact. Știa că consumase alcool, însă în scurt timp el a fost găsit de către un echipaj de la poliția locală și a fost readus aici. Practic a plecat fără încuvințarea celor care făceau cercetarea la fața locului a poliției rutiere. A fost testat cu alcool testul și iată că a rezultat 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Drept urmare, vorbim deja despre un dosar penal pe numele manelistului. Cum spuneam, încă sunt bucăți din mașina acesteia, chiar și din oglindă. Nu s-a curățat foarte bine locul aici. Acum manelistul este acasă, spun sursele noastre. Este, da, iată, cercetat, a fost și audiat, iar cel mai probabil în cursul zilei de astăzi el va ajunge din nou la poliție, pentru că vorbim de aici, vorbim despre un accident cu victimă. Chiar dacă bărbatul la câteva ore după ce a fost, celălalt șofer a plecat de la spital la câteva ore după ce, iată, a fost dus acolo cu o ambulanță smurt, cercetările continuă, vorbim de alcool, vorbim de părăsirea locului fără încuvințarea organelor de cercetare și clar victimă.